Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni vă voi propune să urmărim împreună unul dintre seminariile finale pe care le-am avut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului. Ultimul seminar de obicei este consacrat, dedicat întrebărilor pe care participanții la conferință le au. Așa că împreună cu bordul agenției de misiune, împreună cu invitații noștri, încercăm să răspundem la întrebările pe care participanții, păstori, slujitori, misionari le au. Eu cred că toate aceste întrebări vor fi foarte importante, interesante și provocatoare și pentru dumneavoastră. Să le urmărim, deci, împreună. Acum aș vrea să... A fost o întrebare foarte importantă legată de misiunea transculturală, de sincretism. Poate prima dată fratele Don ar putea să explice în scurte cuvinte ce înseamnă sincretismul religios și apoi cât de real este pericolul sincretismului pentru misionari. The interesting thing about syncretism is that you can think that you are okay. Lucrul interesant cu privire la sincretism este că poți să crezi că tu ești bine. Because you believe in Jesus. Pentru că tu crezi în Isus. You believe in the Bible. Crezi în Biblie. Everything that you believe is correct. Tot ceea ce crezi este corect. But syncretism is when you try to bring another spirit alongside of Christianity. Dar sincretismul se petrece atunci când aduci un alt spirit alături de credința creștină. And you try to mix it with Christianity. Și încerci să amesteci convingerile acelea cu creștinismul. For example, this is going on in the Muslim world right now. De exemplu, lucrul acesta se petrece într-una în lumea creștină astăzi. There are young missionaries who are saying, "Oh, you Muslims believe in Jesus, but you can still call yourself a Muslim." Sunt tineri misionari astăzi care spun: "Ei, voi musulmanii puteți crede în Domnul Iisus Hristos, dar încă să vă numiți așa musulmani." Why do they think that way? De ce gândesc ei astfel? Because they have been influenced by another syncretism. Pentru că au fost influențați de o altă formă a sincretismului. Secular humanism. Umanismul secular. It looks at everything through the eyes of anthropology and sociology. Ei privesc tot ceea ce se întâmplă în jur prin perspectiva sociologiei și a antropologiei. It does not practice spiritual discernment. Oamenii aceia nu au exersat deosebirea duhurilor spirituală. It does not recognize the spirit in Islam. Nu au un discernământ spiritual și nu văd ce spirit este în spatele islamului. It just looks at things like sociologically. Ei privesc lucrurile doar din perspectivă sociologică. So through this deception you fall into syncretism. Și din cauza acestei înșelăciuni au căzut apoi pradă spiritului sincretismului. And that's a very unhealthy situation. Și rezultă o situație foarte nesănătoasă. Because it quenches the spirit of God. Pentru că asta stinge Duhul lui Dumnezeu. The spirit of God is jealous. Duhul lui Dumnezeu este gelos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ferice de cei săraci, curați cu inima, pentru că cei vor vedea pe Dumnezeu. And when you invite another spirit to come, you have corrupted that. Și când tu faci loc altui duh să lucreze în paralel în viața ta, tu ai adus stricăciune peste ceea ce a fost înainte. So be careful. Fii foarte grijuliu. You can actually believe the orthodox doctrine all the time. Poți să ai o credință corectă, ortodoxă în sensul tehnic al cuvântului. And you think you are okay. Și să crezi că ești bine. But when you invite another spirit to come, then things go bad. Dar atunci când inviți un alt spirit în paralel să lucreze, lucrurile o iau într-o direcție greșită. And this syncretism can be of any kind. Sincretismul acesta poate să aibă diferite forme. With Hinduism, with Buddhism. Este un sincretism cu hinduismul, altul cu budismul. Secularism. Cu gândirea seculară. Communism. Cu comunismul chiar. Etc. 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 Keep the gospel pure. Păstrați o evanghelie curată.
Doar un singur gând legat tocmai de ultima afirmație, păstrați Evanghelia curată. Discutam la un moment dat într-un cerc de oameni invitați la o dezbatere pe tema curentelor necreștine și sau pseudocreștine, la Târgu Mureș, discutam despre problema pacifismului sau a amestecăturii religioase, a unificării și a împreună lucrării, a parteneriatului între diferite credințe. Era acolo un reprezentant al curentului Bahai, nu intru în detalii, care ne chema să pacificăm lumea prin unirea tuturor credințelor. Practic, sincretismul religios a fost specific Imperiului Roman de odinioară și va fi și pentru Imperiul Roman renăscut. Și un singur verset vreau să vă dau ca o armă. Am zis în Iacov, în capitolul 3, versetul 17, cred că nu greșesc capitolul, scrie: înțelepciunea care vine de sus, cum este? Și el a zis: pașnică, curată, ușor de înduplecat. Și am zis: domnule, se vede că dumneavoastră rețineți greșit și practicați greșit această concepție pe care o aveți. Acolo scrie, dacă ar scrie, este întâi pașnică și apoi curată, înțelepciunea, s-ar admite pacifist cu sacrificiu curăției. Dar acolo cum scrie? Este întâi curată, pure, da? Este întâi curată și apoi pașnică. Deci nu voi face pacifism, nu mă voi amesteca cu alte concepții religioase câtă vreme puritatea mea față de adevăr, față de Biblie, nu-mi va permite. Și Domnul să ne lumineze. Mai întâi curați, pur și apoi pacifici și împreună lucrători cu alții. Mulțumesc! Pentru că subiectul este extrem de sensibil și de important, vreau să adaug ceva. Sincretismul, ca și adoptarea unui simbol sau a unui obicei dintr-o religie veche, păgână, pentru că celelalte religii față de creștinism sunt religii păgâne, adoptarea unui simbol sau unui obicei la noua religie pe care o a adoptat-o, acceptat-o, creștinismul, o persoană, este foarte ușor de făcut, pentru că este sensibil. Oamenii s-au obișnuit cu religia și dacă nu sunt atenți și nu sunt la ceea ce se amintea ultima dată aici, curăția Evangheliei, adoptă simbolul sau obiceiul. Eu cred, de pildă, o formă de sincretism este închinarea la Fecioara Maria, pentru că din religia păgână le-au plăcut preoților aspectul acesta și au adoptat închinarea față de o zeitate care a născut pe un alt zeu și au băgat-o în creștinism și a devenit o formă de sincretism foarte periculoasă. Un prieten de-al meu, coleg, a mers în Africa și a aflat și a fost martor la o situație în care la un pastor care fusese vraciul satului unde ei se aflau, la echiparea fraților slujitori, vraciul acesta a devenit credincios. După mai mulți ani de zile a devenit pastor, pentru că nu existau forme foarte bune de echipare, ușor a ajuns să treacă, pentru că era priceput, respectat, a ajuns să fie pastorul bisericii. Și a venit o femeie la el, oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă și fratele Mitic îmi spunea că omul ăsta a început să se roage să fie pedepsită persoana care i-a făcut rău, sorei care venise acolo. Pentru că el a fost vraciul și el făcea astfel de lucruri înainte să se pocăiască. Deci iată, foarte ușor poate un simbol sau un astfel de obicei să pătrundă. Mai ales cei care mergeți în câmpurile de misiune trebuie foarte multă atenție la lucrul ăsta. Cred că întrebarea a fost deosebit de importantă. Am vrut să adaug lucrurile acestea ca să fim siguri că înțelegem cu ce avem de a face. Chiar trecem spre final, dar așa cum spuneam, am dorit și noi la rândul nostru să facem o provocare pentru păstori și pentru cei care au participat la această conferință, încotro ne ducem de aici. Periculos să te lași atins de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește, ești în acest cadru minunat în care Duhul Sfânt te răscolește în fiecare zi și apoi pleci de aici. După ce pleci de aici, te confrunți cu toate problemele legate de familie și biserică și întâlniri de comitet și construcție de biserici și așa mai departe și să ți se șteargă din minte tot ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Și de aceea vrem să accentuăm câteva lucruri care, din punctul de vedere al Agenției Pentecostale de Misiune, ni se par importante. Și aș vrea pe rând, începând cu Iacob, apoi Mircea, Vasilică, să împărtășim cu dumneavoastră câteva lucruri care ni se par importante de a fi duse în bisericile dumneavoastră, perpetuate peste săptămânile și lunile care vin, până când
prin harul lui Dumnezeu ne vom reîntâlni. Am obiceiul să spun că există câteva ingrediente strict necesare asumării marii trimiteri. Le-am amintit în rugăciune, dar le reamintesc acum. Primul ingredient este rugăciunea. Haideți să dovedim că credem în puterea rugăciunii și a unificării, unității în rugăciune, și mai întâi cu rugăciunea începe totul. Apoi, viziune. Domnul să ne dea viziunea necesară cu privire la toate aspectele. Apoi, compasiune, pentru că milă așteaptă Dumnezeu de la noi, nu jertfe. Apoi, voința de a ne implica. Și apoi, credința că Dumnezeu, implicându-ne, se va folosi de noi și va împlini marea trimitere. Eu cred că mișcarea evanghelică, ca să nu fim sectari, așa, română, toți copiii Domnului născuți din nou din România, când se vor implica plenar în marea trimitere, într-un fel vor repeta ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Când au intrat românii în război, au ajutat la terminarea războiului. Ori există un război mai mare decât oricare război mondial, este războiul pentru cucerirea sufletelor, și când românii se vor trezi cu adevărat, când se trezește un om, își stabilește coordonatele unde se află, se gândește ce are de făcut, Dumnezeu ne va folosi. Dar avem nevoie cel puțin de ingredientele astea. Rugăciune, viziune, compasiune, voință de a ne implica și credință. Domnul să ni le dea tuturora. Amin. Amin. Am avut, printre alte decizii luate aici, din partea lui Nelu Nandreanu, pastor la Ogna Mureș, hotărârea să facă o duminică a misiunii, o conferință sau o duminică a misiunii cu biserica. Este un lucru pe care cu toată căldura vi-l sugerăm fiecăruia dintre dumneavoastră. Mai este încă aici cineva care a vorbit cu mine, dar pentru că nu are slujba de pastor, este mai greu. Trebuie să intervenim prin alte pârghii, să încercăm să determinăm înțelegerea acestei nevoi de către păstorii bisericilor, să aibă o duminică a misiunii pe an în biserica lor. Cum trebuie făcut sau ce anume trebuie să știți când vreți să organizați o asemenea duminică a misiunii, că este foarte semnificativ cum o faceți, foarte important, pentru ca să atingeți inimile oamenilor, să înțeleagă ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Vă sugerăm, în primul rând, să aveți în vedere faptul că deja avem o experiență și APM-ul vă poate ajuta în organizarea unei duminici a misiunii. Luați fără nicio rezervă legătura cu noi și încercăm să vă punem la dispoziție, prin biroul APM-ului, pârghiile necesare în continuare. În al doilea rând, ce vă sugerez să țineți cont? Anunțați din timp o asemenea duminică. Cu o lună înainte este suficient de puțin, dar măcar cu o lună înainte anunțați. Peste o lună avem duminica misiunii și pe urmă înnoiți în fiecare duminică din nou anunțul respectiv în biserică. În al treilea rând vă sugerez să găsiți o echipă pentru partea logistică, pentru organizare. Pastorul trebuie să fie promotorul, dar el nu trebuie să fie cel care face toate lucrurile. Aveți pârghii, aveți oameni, este Ruben aici, de pildă, de la biserica din Ogna Mureș. Este un om al misiunii, un om cu inimă pentru misiune. El să fie și împreună cu coordonatorul de departament, să găsești 2-3 oameni care să se ocupe de organizare, de partea logistică. Va trebui oamenii aceștia să ia legătura cu cei care pot pune la dispoziție organizarea și cadrul lui. Este foarte semnificativ. De o mare însemnătate este cadrul. Eu cred că dumneavoastră ați fost foarte receptivi la un moment dat când ați văzut cadrul în care ați intrat aici. Aici la fratele Sână am putut să organizăm lucrurile acestea, la fel le putem organiza și la noi în cadrul adunărilor noastre, în cadrul bisericii. Niște stegulețe de felul acesta, pentru ca să știe oamenii că ne rugăm pentru diferite națiuni care sunt reprezentate prin drapelele națiunilor. Niște drapele cum avem aici, cu suport, poate un banner care să spună ceva, niște afișe la intrare, niște cărți de vizită care să promoveze ceva, sau lucruri de felul acesta. Puteți să aveți anumite calendare pentru rugăciune. Nu în ultimul rând, este foarte important să invitați un om care are pe inimă misiunea, care să vorbească un mesaj al misiunii, un mesaj care să aibă în centrul atenției misiunea lui Dumnezeu pentru biserica sa. Și lângă el să fie o familie de misionari sau un misionar invitat care să prezinte lucrarea de misiune din câmpul în care el s-a dus, rezultatele, frustrările, nevoile pe care le are. Și apoi încheiați în momentul
momentul în care se fac lucrurile acestea, o astfel de duminică a misiunii trebuie să se încheie cu o provocare. Poate să fie o provocare la oameni care vor să se dăruiască, să se ducă în câmpul de misiune, poate au o chemare, să-i vadă păstorul, să-i vadă conducerea bisericii, adunarea să-i vadă, ei vor ieși în față, se va face rugăciune pentru ei. În al doilea rând aici, ca provocare, este nevoia să dați o promisiune prin credință. Noi vi le vom pune la dispoziție. Nu este o promisiune prin credință prin care susțineți APM-ul, ci veți susține, vă veți alege dumneavoastră misionarii și veți lăsa pe cel care reprezintă, sau poate pastorul, să prezinte lucrurile acestea. Uite ce înseamnă promisiunea prin credință. Prezintă lucrurile acestea, veți avea un filmuleț pe ecran, veți avea cu videoproiectorul poate o prezentare PowerPoint și în final oamenii vor fi gata să dăruiască și să se înscrie, să le spuneți că nu trebuie să dea foarte mult, să le explicați ce înseamnă asta și vă mărturisesc. În momentul în care noi am început să dăruim în biserica noastră, biserica pe care o păstoresc, din momentul acela nu ne-a mai avut frica neacoperirii altor nevoi. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Suntem cu o biserică la tur de Alfa și Omega în care în vremea respectivă, când noi am început să dăruim și nu o sumă mică, am început să dăruim prin promisiunea, prin credință, aveam peste 90 de văduve și văduvi peste 60 de ani pe lista bisericii din 530 de membri. Oameni care au venit foarte mic și cu toate acestea, Dumnezeu am văzut că a fost credincios. Au venit văduve care s-au înscris acolo cu parte din zeciuiala lor. Au zis, aducem la adunare, dar o parte din zeciuială o dăm Domnului. Și după o vreme au venit și au spus, vrem să continuăm să dăm Domnului zeciuiala, dar ce dăm pentru misiune este extra. Și am văzut că Dumnezeu a lucrat la inimile lor. Ceva de felul acesta, să țineți cont la organizarea unei duminici, a unei sărbători a misiunii. Sunt și alte detalii, fără nicio problemă, încă o dată. Pentru orice astfel de eveniment, suntem la dispoziția dumneavoastră, vrem să vă ajutăm. Da, deci, nu uitați rugăciune, rugăciune în fiecare duminică, rugăciune la tineri, la copii, la întâlnirea surorilor. Luați calendarul de rugăciune, vi-l trimitem, descărcați-l de pe internet. Rugăciunea este una dintre cele mai importante resurse de care misionarii, misiunea are nevoie. Apoi, duminica misiunii. Gândiți-vă la asta, organizați-o din timp, va fi o mare sărbătoare pentru biserica dumneavoastră. Vedeți, dumneavoastră aici sunteți atinși de Duhul lui Dumnezeu, dar mulți credincioși din bisericile locale știu prea puține despre misiune. Am fost într-o seară, în urmă cu 2 ani de zile, într-o biserică mare din Cluj, cu fratele Cameron Wilson, și după ce el a terminat de predicat, a venit un frate în vârstă și a zis, frate, noi n-am auzit niciodată despre lucrurile astea în bisericile noastre. N-am auzit. Citim din Matei 28, citim din Fapte 1, dar niciodată nu aprofundăm învățătura Domnului Iisus Hristos și dacă suntem fideli Scripturii, noi trebuie să învățăm tot cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, a zis Domnul. Și printre lucrurile pe care El le-a poruncit este și acesta, de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Pavel a zis prezbiterilor din Efes pe care i-a întâlnit, nu v-am ascuns absolut nimic din ceea ce vă era de folos. Le-a predicat tot cuvântul lui Dumnezeu. Să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care pe scurt vrem să îl comunicăm bisericilor este legat de tabăra de misiune și misiune pe termen scurt. Dani, foarte, foarte scurt, comunică bisericilor cum pot să se implice în misiune pe termen scurt și tinerii din biserici în tabăra de misiune. Amintea mea adineori și fratele Mircea legat de tabăra de misiune, într-un mod special se adresează tinerilor și nu doar tinerilor. În prima parte a zilei, când mintea e odihnită, după o noapte în care te odihnești, avem cursul de misiune Kairos, care prinde cele 4 dimensiuni, ați auzit, istorică, teologică, practică și strategică. După masa, în tabără, e timp și de relaxare, să nu fie foarte aglomerat, așa că e tabără, iar seara, mesaj și mărturii ale misionarilor pe care avem în țară. Încurajați tinerii dumneavoastră, dacă vor să participe și să privească planul lui Dumnezeu, poate într-o altă perspectivă pe care nu l-au
avut în vedere până în momentul ăsta să participe. Contribuția pentru tabără e 250 de lei și include cazare, masă. În condiții moderne, fiecare baie are camera, are baia ei, deci sunt condiții moderne, nu de tabără, cort undeva afară. Și materiale de misiune, caietul cursului Cairos. Vă rog, dacă nu ați ajuns să luați un poster cu tabăra de misiune, spuneți-mi și vi voi trimite la biserică ca să-l puneți la vizier. Legat de misiunea pe termen scurt, au fost mai multe întrebări, nu doar pentru cei tineri care vor să vadă un câmp de misiune sau sunt în căutarea voiei lui Dumnezeu, sunt expuși la câmpul de misiune, așa cum e grupul de la Institutul Teologic Pentecostal, sau studenții de la Școala de Misiune, de la Centrul Român de Studii Transculturale, în primul an, mergem doar ca să fie expuși la câmpul de misiune. În cadrul agenției avem departamentul acesta de misiune pe termen scurt. Dacă sunt păstori care poate dăruiesc și sunt implicați, au adoptat un misionar, sunt implicați în misiunea externă prin dăruire financiară, prin rugăciune, adoptând un misionar, dacă vor să viziteze acel câmp de misiune, vrem să știm aceasta și putem organiza vizita păstorului în câmpul de misiune, ca să vadă exact cum e slujirea pe un alt câmp de misiune, pe un alt teritoriu. Prin urmare, dacă sunt frați interesați, păstori, organizăm și astfel de călătorii de misiune și pentru cei tineri, de asemenea, ocazia să fie expuși la un câmp de misiune, ceea ce presupune un prim pas pentru slujirea pe termen lung sau pentru susținător pe termen lung a Marei Trimiteri. Atât am avut să spun despre tabără și despre misiunea pe termen scurt. Vreau să mai adaug ceva aici și apoi dau microfonul și fratelui Vasilică. Avem câțiva păstori care ne ajută în felul următor. Ei zic, eu pot pune o săptămână pe an pentru Domnul, biserica mă înțelege, mă susține și vreau să mă duc o săptămână în Turcia, o săptămână în Macedonia sau în India, timp în care doar să stau, să mă rog, să-l încurajez, să-l consiliez pe acel misionar de acolo să poată continua. Am spus-o și în această conferință și o mai spun. Sunt teribile pentru noi luptele spirituale aici, în propria noastră țară, propria noastră cultură, în mijlocul fraților, cu familia alături, cu biserica alături. Închipuiți-vă cât de greu este pentru un misionar la mii de kilometri distanță, rupt de biserică, de familie, de prieteni, de cultură, aruncat într-o altă cultură. Cât de mari sunt luptele și ispitele și tentațiile. Și el și ea au nevoie de cineva care din când în când să vină, să pună alături de el umărul, să-l încurajeze, să se roage. Gândiți-vă și la lucrurile acestea. Nu pentru a judeca, nu pentru a face mari campanii de evangelizare acolo, de a aduna mii de oameni în jur, de a face fotografii, nu. De a fi în taină, în tăcere, discret, lângă o familie de misionari, încurajându-i să continue lupta spirituală, să meargă mai departe. Aș vrea și eu câteva chestiuni de ordin practic să sugerez, în primul rând, tuturor participanților la conferință. Vreau să mă adresez cu îndemnul acesta. Gândiți-vă la un prieten, un coleg de slujire, care ar avea nevoie de o astfel de conferință. Și pentru anul viitor, faceți-vă de anul ăsta o notiță undeva, să țineți minte, să-i spuneți din timp când aflați, când va fi comunicată data și să-l încurajați să-și pună deoparte timp pentru asta și să fie prezent la conferință. Cred că vorba se duce mult mai bine din gură în gură, pentru că mărturiile voastre fac mai mult decât un afiș, mai mult decât o invitație trimisă pe e-mail. Invitați persoane care au nevoie, cărora știți că Duhul le-a pregătit inima și care au nevoie să fie expuși la ceva de felul acesta. O să le spun surorilor,
ele pot să fie o încurajare, mai ales pentru femeile care sunt plecate în misiune, care au copii pe câmpul de misiune, care au născut pe câmpul de misiune. Căutați să vă apropiați și să vă împrieteniți cu surorile care sunt misionare, care sunt prezente aici și să le oferiți o parte de asistență spirituală, de specialitate, ca să spun așa, pe care noi bărbații de aici, din bord, nu o putem oferi. E nevoie, surorile care sunteți prezente, luați numărul de telefon, adresa de e-mail și dezvoltați o relație de prietenie, fiți niște parteneri în rugăciune pentru surorile care sunt în misiune, pentru că le puteți fi de mare folos în felul acesta. Aș vrea să vă rog de asemenea pe toți care ați participat, pe lângă ceea ce ați scris pe formularul acela, dacă aveți un gând special pe care ați vrea să-l împărtășiți vis-a-vis de modul în care Dumnezeu v-a vorbit în săptămâna aceasta, să trimiteți un astfel de mesaj fraților de la agenție pe care ei îl pot include în următoarea foaie de informare, să fie o încurajare și pentru alții. Sunt experiențe frumoase, mulți dintre voi aveți darul de a scrie, nu v-am putut face pe toți fericiți dându-vă microfonul, știți cum a zis Mario ieri, dar puteți să scrieți și să trimiteți mesajul acela pentru a fi o încurajare pentru alții. Acum vreau puțin să mă refer însă la proiectul pe care noi l-am prezentat aseară vis-a-vis de misiunea internă, vis-a-vis de evanghelizarea României. Anul trecut la Cluj a fost o conferință cu fratele George Wood, cu președintele organizației Assemblies of God. Și într-una din introducerile sale, la un moment dat a povestit despre o biserică din Rusia care s-a înființat imediat după căderea comunismului. Și în biserica aceea, povestea fratele George Wood, Dumnezeu a dat o creștere mare și au ajuns în prezent de la căderea comunismului până acum să aibă deja 1000 de biserici în toată fosta Uniune Sovietică. Și frații din biserică, din sală, am fost încurajați să auzim, dar în același timp am făcut și noi matematica repede. Ăștia în 20 și ceva de ani au ajuns la 1000, noi am ajuns la 3000 în vreo 80 de ani, înseamnă că nu-i totuși ceva din cale afară. Dar imediat după asta George Wood a mai adăugat ceva și a spus: am fost recent la frații din Rusia și ei mi-au spus care este viziunea lor pentru următorii 10 ani. Viziunea lor era să planteze încă 1000 de biserici. În momentul acela noi toți românii care eram destul de bine așezați pe scaun ne-am desumflat și ne-am făcut mici. Frate Doana, vă rog să nu spuneți la nimeni pe unde mergeți în lume că bisericile din România, 3000 de biserici, au viziune să planteze 80 de biserici. Să nu spuneți la nimeni că vor râde de noi. Este doar un început. Este, dacă vreți, un test că ne-am trezit. Planul acesta de a planta o biserică în fiecare oraș care încă nu are biserică penticostală este doar un mic test, este proba de microfon, dacă vreți. Și de asta eu mă aștept ca noi, cei prezenți aici, în primul rând, și cei care Dumnezeu le va trezi inima ulterior când va fi prezentată viziunea aceasta, să poată să ia viziunea aceasta cu mare entuziasm și apoi viziunea aceasta, de fapt, să fie completată cu dorința de a avea o biserică penticostală în fiecare comună din România și apoi chiar în fiecare sat din România. Așadar, haideți să credem că Dumnezeu vrea să facă mai mult decât atât și acesta este doar un test, un început doar pentru lansarea acestei viziuni. Ați văzut harta, avem nevoie de ajutor și în privința corecturilor de la hartă, deja am câteva semnale, câteva lucruri care trebuie modificate pe hartă, vă mulțumesc. Dacă mai sunt și altele, spuneți-ne-le ca apoi să rugăm pe fratele Popan să ne ajute să corectăm tot ceea ce este acolo. Dar astăzi am să vă rog înainte să plecați, toți cei care credeți că e dorința și lui Dumnezeu și timpul pentru noi ca să cucerim România pentru Hristos și să ducem Evanghelia în fiecare oraș în perioada aceasta, am să vă rog să treceți pe la harta aceea, o să o dăm jos și să vă semnați numele, să scrieți numele vostru și să semnați. Toți care credeți că e timpul să facem lucrul acesta, puneți acolo semnătura voastră și o să păstrăm harta aceasta ca amintire a viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun celor prezenți este legat de slujba de evanghelist. Am vrut aseară, dar aseară am căutat să fiu cât mai succint, încerc și acum. Slujba de evanghelist astăzi în bisericile noastre a devenit foarte diluată. Evanghelistul este unul care predică bine. Ori în contextul Noului Testament, evanghelistul era mult mai mult decât atâta.
Și trebuie să redescoperim aceasta. Și vă rog pe cei care aveți vederea spirituală, care sunteți lideri spirituali în bisericile voastre, rugați-vă ca Domnul să vă arate care sunt oamenii care au un dar special de evanghelist. Pentru că viziunea aceasta se va baza în final pe lucrarea evangheliștilor. Și trebuie să-i redescoperim, trebuie să-i încurajăm, apoi abia să ajungem să-i instruim. Este misiunea dumneavoastră să observați prin Duhul lui Dumnezeu care sunt oamenii peste care Dumnezeu a pus un dar de evanghelist și să-i încurajați așa cum Pavel l-a încurajat pe Timotei și a spus, nu lăsa darul ăla să se stingă. Voi trebuie să vedeți darul acesta. Biserica primară așa a funcționat. Duhul Sfânt a spus, puneți deoparte pe cutare și pe cutare. Voi sunteți oamenii prin care Dumnezeu trebuie să vorbească în diferite zone ale țării și să vă arate care sunt oamenii care au darul acesta de evanghelist și apoi să-i puneți în contact în procesul care va urma pentru instruire. Sigur, ne rugăm în perioada următoare ca județele din România să înceapă să se înfrățească, să se construiască niște poduri serioase, reale, care să funcționeze și să fie resursele transferate dintr-o zonă în alta. Oamenii lui Dumnezeu care să poată să spună acum Domnul m-a scos din confortul meu, din zona mea, am crezut că totul este să construim o biserică, să avem cutare și cutare lucru și acum Domnul ne-a spus că ăsta a fost doar începutul, de acum abia începem lucrarea de misiune și să înceapă să spună vrem să luăm un județ din Oltenia, din sudul Moldovei, din Dobrogea, din o cutare zonă. Ne rugăm pentru pasiunea aceasta și pentru înfrățirea acestor județe și dezvoltați relații de felul acesta. Și în final vreau să mai amintesc încă o dată conceptul pe care l-am menționat aseară al făcătorilor de corturi. Sunt oameni de afaceri care ar putea să-și deschidă o reprezentanță într-un oraș din Dobrogea unde nu este biserică și acolo să angajăm un creștin și deja avem omul care poate să fie nucleul cu care să înceapă prima biserică pentecostală din localitatea respectivă. Sunt oameni care au diferite vocații, predicați aceasta, pentru că fereastra aceea 8-17 este cu adevărat un concept biblic și să încurajăm, să le spunem oamenilor de afaceri și oamenilor care au cariere în diferite alte domenii, să le spunem că ei sunt misionari, că sunt evangheliști, așa cum au fost misionarii prezentați săptămâna aceasta la conferință. În final, noi vom deveni biserica aceea misionară. În loc de 98% care stau în bancă și 2% care pleacă în alte țări sau sunt ordinați, să aducem conceptul acesta, o biserică în creștere, prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin ceea ce dă fiecare mădular. Vă mulțumesc! Many wonderful advices already. Deja multe sfaturi minunate. And I hope we can all remember this very wonderful ideas. Și nădăjduiesc că toți vă veți reaminti aceste idei minunate și gânduri. I want to say something to the missionaries who are working with unreached people. Vreau să le spun ceva misionarilor care lucrează cu grupuri încă neatinse cu evanghelia. And for the pastors who are sending them. Și păstorilor care îi trimit pe misionari. You are going into the enemy's camp. Voi mergeți în tabăra vrăjmașului. You are robbing the enemy the last things he's holding. Voi merge să luați înapoi de la dușman ceea ce el a furat de la noi. And Satan knows the Bible. Și Satana știe Biblia. He knows when the last people are drawn in. El știe că după ce ultimul popor va fi mântuit, i-a venit sfârșitul. He will do everything to stop you reaching these people. Și el va face tot ce îi stă în putință pentru a vă împiedica să ajungeți la cele grupuri cu evanghelia. I've been in southern Sumatra. Am fost în sudul Sumatrei. And I heard of many missionaries just out of the field, out of. Și am auzit de mulți misionari care au plecat de pe câmpul de misiune. Just arriving, getting cancer. Au ajuns acolo și s-au îmbolnăvit de cancer. Accidents. Accidente. Children are dying. Copii care le-au murit. Many things happen. Multe lucruri se întâmplă. So I'm also raising now my own support. Și eu sunt un misionar care trebuie să-mi adun resursele pentru lucrarea ce fac. The most important for me is to raise intercessors from me and my family personally. Dar pentru mine cea mai mare lucrare ce trebuie să fac este să găsesc mijlocitori care and să susțină familia mea și lucrarea every ce fac. Missionary needs to have at least 20, better 50 people who promise to pray every day for you personally. Fiecare misionar ar trebui să aibă cel puțin 20, dar mai bine să aibă 50 de persoane care se angajează să se roage pentru el personal în fiecare zi. Who will write down and says, "Yes, I promise, I will pray every day for you." Oameni care se facă un legământ și să-l și scrie spunând, "Da, în fiecare zi mă voi ruga pentru tine." For the covering of the blood of Jesus over your life. Ca să fie acoperit prin sângele lui Isus peste toată viața ta. So more than looking for money,
Așa că în loc să căutăm doar bani, for support us financially, în loc să ne intereseze doar sprijinul financiar, find 50 intercessors for you personally. Găsiți 50 de mijlocitori personali. And that's responsibility of APME and of the local church. APME-ului, a bisericilor locale, to back up your missionaries spiritually. Pentru a oferi o protecție din spate pentru lucrarea pe care voi o faceți pe câmpul de misiune. I'm close friend of Georg Taubman who was imprisoned in Afghanistan. Sunt prieten bun cu Georg Taubman care a fost întemnițat în Afganistan. And he said they were building up such altars of worship. Și el ne povestea că ei construiesc astfel de altare de închinare. On the mission field amongst those unreached people built up such altars of worship. Pe câmpul de misiune, între popoarele alea neatinse cu evanghelia, ei înalță către Domnul un altar al închinării. Like Abraham was journeying everywhere he went, he built such altars of worship. Nu așa făcea și Avram, pretutindeni unde călătorea, el construia și un altar de pe care aducea închinare Domnului. So find people who will worship with you every day. Așadar căutați oameni care să se închine Domnului în dreptul vostru în fiecare zi. Build up such altars of worship so that this people will have the presence of God. Înălțați astfel de altare de închinare pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată mijloci pentru voi. For you, your family, yourself. Pentru voi, familia voastră, pentru voi înșivă. But also with the disciples you are making. Dar și pentru ucenicii pe care voi îi faceți. The last thought. Ultimul gând. Before you leave this conference. Înainte să plecați de la această conferință. You should take at least one minute. Trebuie să vă faceți cel puțin un minut. Just to reflect and to think, what am I going to do tomorrow? Pentru a reflecta și a vă gândi concret ce am eu de făcut mâine. Because we have so many wonderful thoughts and ideas. Pentru că acum ne-au trecut multe gânduri și idei grozave prin cap. But what I am not doing practically today or tomorrow, it is not going to happen. Dar vorbim practic, ceea ce eu nu voi face mâine sau poimâine, n-o să se întâmple. Just write down, I'm going to do this. Așadar scrieți pe o bucată de hârtie acum, vreau să fac cu tare lucru. I'm going to change this in my vreau own personal life. Vreau să aduc o schimbare personal în viața mea în domeniul respectiv. And go and find someone tomorrow from your friends. Și mâine caută-ți un prieten whom you are going to teach what you have received from God. Cu care să vorbești și să împărtășești ce ai învățat tu din partea Domnului. And put into practice. Și apoi să pui în practică lucrul. What the Holy Spirit has been speaking to you. Ceea ce Duhul Sfânt ți-a arătat. That's been so encouraging for me to be with you. Am fost foarte încurajat să fiu cu voi. And to have personal conversations with you. Să am conversații personale cu unii din voi. And to feel the passion which God has put in your heart. Și să simt pasiunea pe care Domnul a așezat-o în voi. It has been so inspiring, so encouraging. Am fost foarte inspirat, încurajat. It gives me hope for Europe. Și asta îmi dă speranță pentru Europa. Because sometimes I lost hope. Uneori am pierdut speranța. I saw many churches just turning around themselves. Am văzut biserici care se învârt doar în pătrățica lor. Pastors just laughing at me. Păstori care îmi râdeau în față. When I speak about reaching all the unreached people. Când vorbeam despre câștigarea popoarelor nemântuite. But I see there is such a vision in your hearts. Dar eu văd așa o viziune în inima voastră. And so I'm really encouraged. Așa că sunt foarte încurajat. And I will take what I have received from you. Și ceea ce am primit de la voi voi lua cu mine. And I will challenge pastors all over Europe. Și vreau să încurajez păstorii de peste tot în Europa. And give them your example. Și să vă dau pe voi ca un exemplu. So put in the practice. Puneți în practică. And you will be a great example to other European nations. Și voi veți fi un mare exemplu pentru alte europene. Thank you for inspiring me. Mulțumesc pentru că m-ați inspirat. Thank you. Father Don, would you like to say something in closing? I heard you clapping, so I think you're still awake. Am auzit că ați bătut din palme, asta înseamnă că încă mai sunteți treji. You've been sitting a long time very sunteți patiently. Așezați de multă vreme, sunteți foarte răbdători. And so I want to say something to shock you. Vreau să vă spun ceva care să vă șocheze. I belong to a movement a long time ago that was called Dawn Ministry in English, DAWN. Sunt conectat cu o organizație care a fost fondată cu mulți ani în urmă, s-a numit organizația Dawn, se scrie DAWN în limba română, o viziunea Zori 2000. And the goal of that ministry is to plant a church among every 1,000 people. Și viziunea acestei organizații este ca să existe o biserică între fiecare 1,000 de oameni. So
So I think you have maybe 20 million people in Romania. Cred că în România aveți 20 de milioane de locuitori. You have to plant 2000 new churches. Asta înseamnă că trebuie să plantăm încă 2000 de noi biserici. Are you ready for that? Sunteți pregătiți pentru asta? Cred că 20.000. My problem is worse than your problem. Problema mea este mai complicată decât a voastră. There are 1.6 billion Muslims in the world. Sunt 1,8 miliarde de musulmani în lume. And my goal is 1,600,000 new churches. Și ținta mea este să văd 1,600,000 de noi biserici. That's crazy, isn't it? Asta e un proiect nebunesc, nu e așa? But why not? Dar de ce nu? Why not? De ce nu? Why not? Amin. Și acum chiar doresc să încheiem doar câteva gânduri, mulțumiri și salutări. Și înainte de asta o chestiune foarte practică, organizatorică. Dacă sunt persoane care se duc spre Cluj și încă au locuri în mașină, 2, 3, 4 locuri, vă rog să ne anunțați. Eu am rămas fără mașină, Don a rămas fără mașină, Ștefan fără mașină și vrem să ne asigurăm că ajungem și noi la Cluj. Mulțumim! În primul rând, mulțumiri! Mulțumiri fratelui Don, fratelui Ștefan, care au fost cu noi la conferință, au acceptat invitația și să vorbească. Vreau să mulțumesc misionarilor care au venit de departe, tuturor, și nu vă pot aminti pe toți că nu-mi permite timpul, dar nu sunteți geloși dacă aduc mulțumirile, în special familiei Iordănescu Nam și familiei Balic, care au venit de la mii de kilometri distanță să fie la această conferință, să ne încurajeze. Și surorile ne-au mărturisit că au fost atinse de întâlnirea cu Maria și cu Ioana. Fiți binecuvântați! Vreau să-i mulțumesc și prietenului meu, Joel, din Statele Unite, transmite salutări, care a fost cu noi în această săptămână. Mulțumiri speciale fratelui Sână și echipei lui. Am fost bine primiți și ne-am simțit foarte bine cu voi și de câțiva ani suntem tot aici cu voi, fiți binecuvântați. Vreau să mulțumesc colegilor și prietenilor de la Credo TV, ați văzut aici camere și o echipă care a slujit. Mulțumiri studenților de la CRST care ne-au ajutat în multe privințe cu organizarea conferinței. Unii dintre ei au venit cu o zi înainte să decoreze, să facă lucrul acesta posibil. Celor care s-au implicat în traducere, Uțu, Flavia, Marinela, mulțumiri. Mariana, vreau să mulțumesc și staffului APM, Dani, Vlad, Florin, ați făcut o treabă bună, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa, și transmiteți salutările noastre calde bisericilor, frați păstori. N-avem un salut, avem un verset, un verset care unește și misiologia și escatologia. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 24:14. Duceți acest verset. Nu este un salut, este o provocare pentru biserici și, așa cum se spunea astăzi, vrem să scăpăm de războaie, de catastrofe, de cataclisme. Nu există altă cale decât ducând Evanghelia și grăbind venirea Domnului, așa cum spunea Apostolul Petru. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am urmărit împreună, stimați telespectatori, seminarul intitulat Întrebări și răspunsuri cu privire la misiune. Acest seminar a avut loc în cadrul conferinței de misiune Romiscon, desfășurată la Valea Drăganului, sub titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Sper că și această emisiune cu întrebări și cu răspunsuri a stârnit interesul dumneavoastră pentru a vă implica mai mult în misiune.
Și în speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. La revedere!